1,8 milioane dintr-un total de aproape 3 milioane de elevi se întorc la școală de luni. În aceste unități de învățământ, rata de vaccinare a profesorilor a depășit 60%. O condiție valabilă de acum pentru ca unitățile de învățământ să-și poată primi elevii. Nici bine nu s-au conturat însă deciziile, că deja au apărut critici. Elevii spun că ei nu vor să depindă de vaccinarea profesorilor. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat că a semnat cele două ordine care reglementează structura anului școlar și micșorează numărul de note necesare încheierii anului școlar. De luni, elevii vor depinde de vaccinarea profesorilor. În momentul în care se va depăși pragul de 60%, acea unitate de învățământ, școală sau grădiniță, va intra în continuare în regim de prezență fizică. În situația în care apar cazuri de infectare, rămân exact regulile cunoscute. Și cred că de aici vor ieși ceva discuții, în sensul că profesorii s-ar putea să nu fie de acord să se vaccineze, iar copiii ar vrea să vină la școală. Nu mi se pare corect față de elevi, că nu depinde de ei dacă profesorii se vaccinează sau nu. Fiecare are dreptul să aleagă. Asta mi se pare mie cel mai normal. Medicul Octavian Jurma spune că din punct de vedere epidemiologic, pragul de 60% din personalul didactic vaccinat nu reduce suficient de mult riscul din școli, pentru că sunt încă mii de elevi neimunizați. Săptămâna viitoare va fi în continuare haos, vor fi situații în care incidența este foarte scăzută, dar clasele închise, în cazul că nu sunt suficienți vaccinați. Este o decizie care, din punctul meu de vedere, nu a fost gândită real. Privința materiei pierdute din cauza vacanței forțate de două săptămâni, ministrul Educației a anunțat că elevii vor recupera o săptămână micșorând vacanța de iarnă și una va fi recuperată din perioada dedicată școlii altfel. Excepție fac elevii de gimnaziu, care se vor bucura de toată vacanța de iarnă și vor reveni în bănci pe 10 ianuarie.